Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Granny Simulator! Simulator de babă! Simulator de bunică! Ia uite ce frumoasă, dar deși are părul așa scurtă. Ia uitați cum arată bunica asta, zici că a evadat din închisoare și își ascunde pilele. Și așa crăcănata. Ce vrea să facă cu ele? De-a mea, nu știu, dar de la Simple Player. Îți amintește de profa ta crăcănată? Aha, de la First Level, first ca să n-am nici. Oh! Ne poate arunca una. Ce-a aruncat cineva în cap o oală. Pe bune? Kill your grandmother. Zice să-i faci masa la scalp. Uite cine ești tu. Mamă. Asta sunt eu, alt ce copil urât. Asta sunt eu, alt pușcăriaș. Zice să-i faci masaj la scalp lui Granny. Vezi ce găsești prin cameră că ți-i faci masaj. Stai puțin să fac turul camerei. Ia uitați, haine peste tot, copil dezordonat. Sar peste tot. Mamă, cât poți să sar? Nu măcar la Obi nu poți să sar atâta. Ce frumos e. Ia uitați, mai multe tipuri de mobilier. Vreo 4-5. Chiar 6 dacă o luăm și pe asta neagră. Să nu sar pe geam! Băi. Am dat puțin cu capul. Vreau să văd câte curte am ca să știu pe unde evadez de bunica. Ok, hai să vedem și turul casei. De ce scrie Keys? Uite, Groane are viață 100%, trebuie să faci masaj. Aoleu. Te simte prea bine. Ce e camera asta? Camera asta așa, ce e așa? Cred că e bunica pe aici. A, nu? Oh, ăsta e un mini salonaș așa. Așa, și televizor. Ah, chei, ia chei, cheile pe toate cheile. Bă, nu pot să le iau cu click? Așa e. Ah, cu S e ea. Am luat două chei. Am luat două chei. Așa e pastile, de lu bunii pastile. Uite aici sunt niște pastile. Da, vezi că erau și pe masă unele. Dar poți să le iau? Că trebuie să te casă, uite ăștia, ia-le pe astea. Dar nu mă lasă. Nu pot te lasă. Nu mă lasă deocamdată. Uite, uite, ia acolo ceva sus, luminește. Vezi cum aș sar. Stai să văd cum sar de aici. Mamă, crezi că poți sar acolo? Așa, ia așa. Stai să văd dacă reușesc. Așa. Ce era chestia? Deci eu cred că colecționez obiecte cu care se dau un cap. Zice că Granny își adună flori prin grădină. Du-te și stai să mă duc și aici. Nu la toaletă că miroase. Puu, Granny a fost aici, du-te, Cristian, mai poți să respiri. Aici Felix, văd asta, camera ei? Da. Ia uite încă o cheie. Ia. Așa, ia și mai este chestia asta, nu știu lumânare. Ce ia, du-te și tu, du-te, lasă-mă aia, că ai ceva, mâna plină ai, nu mai poți. Am mâna plină? Acum ți-ai schimbat-o cu alta, aruncat-o pe aia, spart-o. Du-te jos la bunii. Dar e frumos aici la bunii, Felix. Uite cum mă duc. Da. Are scărulante? Are scărulante. Groani în grădină, zice că ia flori, du-te la ea. Să mă duc să-i dau una pe la spate? Nu, vorbești că ea frumos, că e Groani. Dar de ce așa frumos la bunii? Uite, cred că aici e ușa deschisă. Da, unde-i bunii? Ah, Felix, dar mie-mi place la ea. Uite, ok, în toamnă. Te-o curenta, Groani. Nu pot să o cred. Dar de ce? Ce? Nu pot să umblu. Boi să mi-a tras un șut. Hai de mine, asta e bună. Ridică-te, copile. Hai, nu mă lasă să mă ridic. Stai puțin, bebe, stai puțin. Uite și tu, sunt în șoc. Să revin. Acum fușa cheia până când îți dă asta un picior. Ce să fug? Fușa cheia. Fușa cheia. Nu pe aici, fușa cheia. Dreapta. Stânga. Dai deja ceva în mână. Era în partea aia. Ce, frate? Cheia, uite. Bine, dar cu ce mă ajută toate cheile astea? Nu știu, ia de Luna. Dă-i masaj cu paharul, Granny. Păi și cum? Cu click-ul, mă asovesc pe Granny. Ia de, încearcă click-ul. Uite aici. Stai că-s pe aici, că nu mă vede. Dă-i click o dată. Ia asta în picior, trebuie să dai în cap. Fugi, că... Auzi, Cristina? Poate un copilaș! Cristina, uite, avea acolo o ușiță mică, du-te-n ea. Avea o ușiță mică? Da. Unde? Uite în față. Asta pentru copii. Și în altă zonă unde nu știe bun. Altă ușiță mică. Așa, uite o cheie. Oh, am ajuns la etaj, aici, la etaj. Iau. Deci nu știu cu ce mă ajută cheile astea. Așa, ia-le pe toate. Ai 5 chei, 6 chei, 7 chei. Uite, iau așa pe asta așa. Trebuie să-i faci masajul Groanei. Groanei place masajul. Nu știu ce cu toate medicamentele astea. Trebuie să le folosesc eu. Nu, și le ia Groanei ca să-și revină. A, și le ia ea. Îi dă și tu cu o vază în cap, să se simtă bine. Stai, ca să simtă care, să simtă care copii în casă. Vezi că ăsta dă cu șutul. Mamă, gol îți dă. Mamă. Ce să iau? Uite, iau sticla asta. Bunică, cum poți să-ți dau una în cap? Așa, trage una. Vezi că... Dar tu ai dat în ce? Nu așa în se cap. Dă. Nu așa se... Ai dat... Ce? În așa. Cap! Dar nu mai ai nimic în mână, ce faci? Nu mai am, păi nu vezi. Dat? Aha, păi, uite, okay. Ia asta. Era luminoasă aici. Asta? Buni, ești pregătită? Încearcă să-i dai ținta bună, hai. Uite, știu ce... Cum arată bunica asta, îi dau la fund. Dar nu mai dai la fund, dă-i în cap, Cristina, că... Ia dai la fund. Uite cât i-a luat din viață, 1. Ia stai, te trage una. Ia să vedem cum îi trage. Buni! Te mă amintește de copilărie? Aici e ok, așa, nu buni, mai aici are închis cu lacăte, Felix, acolo are dulciuri și vreau pizza. Vreau să deschid, că de-aia avem 30 de lacăte. Și aici, așa. Ce avem aici? Bă, nu-i nimic. Ah, ok.
Deschidem poate în altele... un ceainic, ce e ăsta? Bonii, uite ce-am găsit eu, ceainic! Ceainic! Ceainic, că nu se vorbesc, sunt copil! Unde ești babă? Cred că s-a dus sus. Baba! Nu e așa care zi, bătrânică! Și chestiile alea pe care le-am folosit putem să le reluăm? Uite, uite, s-a dus în camera aia. A, m-am prins! Ce? M-am prins, stai, 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 că m-am ușpreat asta. Cum te-ai prins? Abia pus mâna pe mouse. Stai, uite că m-am ușpreat asta. Dar uite-te, uite cum faci. Când dai așa, ți-a apăsat ca să dea la maxim. Să se dea, uite, după aceea... Pe shift arunc. Ai înțeles acum? Ți-a apăsat tare ca să-i dai. Uite cât te-am luat din viața, are 84. Și pe shift arunci? Nu, pe shift fugi. Pe, ah. Ți-a apăsat pe clivația de drum. Vezi ce mai, ce mai este așa prin acestea? Uite, chei, 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 chei. Încă o chei, chei, chei. Dă-te, nu mă ajung. Apăsă pe Q, poate te... Pe E. Ok. Hai să vedem aici. A, uite, îi place, îi place ca să faci ouă. Mă duc să-i fac... Deci ți-a apăsat, să-i dai tare, se învârte așa după freză. Vezi unde vine baba. Baba, că dă cu spray baba. Bonica, unde? Știi ce camera ta? Că, nu. Uite, ți-a apăsat. Stai! Încearcă să nu te poate duci din spate. Da, ia, are din ăla. Laser. A fost polițist la viața. Fugi, du-te jos, Cristina, du-te jos. Jos. Și acum îți pregătești, încarcă la maxim, încarcă la maxim și mergi ușor pe scări. Ok. Când vine așa pe scări. Bă! Haide. Gata că nu mai are ăla, poți să-l încarci. Du-te în capătul ăla. Stai! Du-te în capăt, așa mai în față. Și încarcă. Și întoarce. Ți-am zis, te duci în capăt acolo, nu așa ți-am zis. Nu, Felix, nu mi-e frică. Păi, eu ți-am zis în felul următor, femeie. Nu știu, ba, da, nu știu dar n-am cum... putut să nu, nu așa te jucai cu bunica. Nu, pe prima oară te duci aici. Nu jucam cu bunica. Și după aceea faci așa, uite-te. Dar tu oprizi numai când e cu spatele. Bunite, ții bine? Aaaa, sunt copil problemă. Uite, ți iei oala înapoi, da? Bine. Și... Și dai de aici, încă o dată. Unde pleca? Uite, și încarcă-o tu acum repede, încarcă, clic stânga, țin apăsat, și îmi place la cap lui, ei. Puh, hai să fiu eu cum o pocni, se vede că e gol. Nu mai poți să o iei, gata, ai folosit. Nu mai poți. Fugi că-ți dau un șut asta, fugi că-ți dau un șut asta, știi cum te simți după? Uite și tu cum sar. Uite. Ei în cap îi place mult. Băi de capul meu. Ce țintă am. Place mult cu tine. Ia vezi ce mai găsești că de chestii. Lui place mult așa să facem masaj la scalp. Să văd ce mai găsesc pe aici. Uite, e ok acolo. Uite, ok, stai să vedem. Mai erau chestii de sigur. Uau, puternică, du-te acolo. Uite să vezi care e. Uau, bă, dar ce cosori ăsta să fiu eu. Deci pe bune, ce-a făcut de alea atâtea viloi? Încă ok, parlamentare să ciordi. Vreau și o viloi, nu mai ia. Două televizoare, eu de-abia am un... Uite ce e asta? Ah, pistol din ăla ca să paralizez. Am impresia că ăsta e anumai al ei. Dacă vine pe aici. Erau ce, de unde? Aici poți să deschid? Poți să tot. Nu știu, unde-i? Numai cutii aia. Uite acolo, uite aici, ceva secret. Așa, uite, nu, întoarce, uite, două cutii. Ah, ok, hai să vedem. Are trei lacăte, dar nu cutează. Și acolo, și acolo, fain. Ce-i aici? O grenadă! Pui cu grenada, pui cu grenada. Stai să mai au și asta. Păi nu mai poți, că ai deja, ai grenada în mână. Ah, ok, deci când mai vreau grenade, vin aici. Păi nu mai o singură grenadă, ai rezervat un cuțit. Dar îi place cuțitul, știi cum e, face masaj cu punctură. Vezi, voi pe aici mă duc. Vreau să dai grenada, fii atent. Nu, de ce pregătești să o arunci? Acum o arunci. De ce ai apăsat pe click? Cam crezut că mi-o încarc din timp. Păi nu ți-o încarci din timp, că acum o arunci și o să explodeze. Las că nu arunc încă, o arunc când o văd. Păi și acum mergi încet. Asta zic și eu. Trebuie să merg încet cu o grenadă, mamă. Haide, ce nepoțel sunt. Păi și acum unde baba, că până găsești. O iubesc pe bunii. Trebuia să nu-ți pregăti grenada, că asta e grenada, trebuie să o arunci. Granny is cleaning up my room, din sus la etaj, ai până mergi. Da, deci îmi face curat. Cine te-a pus să dai grenada? Killer grandmother. Nu, e să faci masaj. Trebuie să fac masaj. Trebuie că trebuie să mergi. Păi, dar le sânge, vezi? De la e masaj. E puțin masaj și pe perete. Ia, uite, are 99% viață și o bu pastila. One, ah, Felix, eu cred că trebuie să iau toate medicamentele de peste tot. Nu, trebuie să le consumi și după aceea să o bați mai bine. Că da? N-ai cum să le iei, n-ai văzut. Bunii, faci curat în cameră că eu sunt intrat la... Vezi, poate scapă grenada aia din mână și te bube pe tine. Deci dacă pățesc eu ceva, care camera mea? În partea stângă, stângă. Fii atentă, când îi place la cap să-i dai. Deci e aici. Dar eu arunc în camera mea. Hai să văd unde-i. E aici, pe dreapta. Așa zicea. Nu, îmi pare cealaltă. Nu e aici. Păi de asta e camera mea. Asta. Dar asta nu-i camera mea. Ăsta-i salonul. Salonul mic de sus. Au, nici aici nu-i. Bune, unde? A, uite că se pare că am dat drumul. Poate la baie? Nu, miroase aici. În partea, în partea. Aici, vezi dacă-i.
Nici aici nu-i. Bă, bunică, unde te duci? Uite, ușa deschisă. A fi plecat acolo, du-te afară să vezi. Cred că e aici. Uite acolo. Uite, acolo. Mă duc cu grenada? Păi nu știu, mai bine... Du-te acolo, du-te acolo. Grenada își caută, baba își caută medicamentele. Și cum dau drumul la grenadă? Dai click pe capul ei. Click care? Același click care îl dai tu, click stânga. Mi-e frică. Întoarce-te. Bă, bunică, o coborât pe scări, baba! Mamă, dar și casa are viloacă. Ce viteză umană ești! Mamă, ce interesant e jocul. Da, e de la unde? Unde ești? Bă, babă! Știi că dacă dau... Ia du-te în dreapta, dacă dai share. Mă duc în dreapta, dacă dau release click, nu mi se face bombă. Păi de release. A. Am mai dat odată release și nu mi s-a făcut. Cred că dacă e dreapta. Bravo, Cristina, ai făcut-o bine. Nu mai știu niciodată cum să explodeze baba. O, fericare. Stai, vreau să mă duc puțin aici. Nu cred că poți. Nu pot. Dar du-te, mai ia-ți un cuțit sau ceva să fac masaj. O, pot. Ce chestie asta pe copac? Nu știu ce. Dar du-te, Cristina. Hai să facem o poză. Hai să facem o poză de Instagram aici. Hai, ce frumos. Urmăriți-ne pe Instagram, cocolicșilor. Că băgăm acolo poze. Da, aștept să-mi dați acolo follow pe Instagram. Așa-i făcut. Dacă nu mi-ați dat-o încă. Mamă, care e intrarea principală? Cred că pe aici. Tu nu te jucai așa cu bunica, îi puneam ulei pe scări. Îi puneai ulei pe scări? Felix, nu făceai asta. Ba da, și după aceea... Ia uite, ce are? Are și animăluțe? Stai, ce are aici? A, n-are animăluțe, ăsta nu-i grajdiu, ăsta e garajul. Ăsta n-are grajdiu. Du-te prin ușa, că e ușa acolo. Du-te pe aici. Mai azi lucruri, uite, chei, da, Cristina, bă, dă-te grenada, tu ce te pus? Hai să explodam. Du-te pe aia, topogan la până sus, vei cei. Mă duc aici, să văd ce găsim. Haide, ia cheia. Eu nu cred că ai dat tu click atunci. Mă duc în pod. Cred că ți-a expirat atunci, uite cu timp. A, da, uite aici, dar aici mai pot să mai iau grenadă, cred că. Nu știu dacă îți dă grenadă, fiecare îți dă ceva diferit. Stai, Felix, că dacă ești pozitiv, o să-ți dea grenadă. Nu îți dea nicio grenadă, că aia trebuia 3 lacte pentru grenadă, era cea mai faină. Du-te mai aproape, femeie! Îți cuțâtul, îți dă, fă-i masaj. Stai, bă, dacă poți să... Te mai spate, așa. Așa. Na, și, uite, aia cu grenadă din față. Ia pe asta, asta e o grenadă, care trei. Asta e. O, ce e asta? Molotov. Vezi să nu mai dai click. Felix, mai degrabă te las pe tine. Haide, mi-a bunii meu! Bunii meu, mi-e doar de tine! Granny's trying to find her medication. Uite. Heart medication. Haide, dai tu, click, haide. Stânga, stai, vezi și tu. Și la cap îi place mult, îi place la cap. Hai că dau la cap. Așa! Ah, uite ce fain îi place, mamă, ce fain acupunctură. Mai du-te și mai am. O fac prăjută. Mai du-te sus și mai am din ăsta în garaj. Duc mai sus, mai am. În garaj. Ce mi-e place. Este Granny prăjută. Granny prăjută, du-te acolo, așa, vezi ce mai... Deci, uite prin toate, că îi place, uite, focul ăsta e plăcut, ai văzut ce fain, era și că era la solar. Am dus-o pe Granny la solar. E plăcut. Stai-ți văd dacă... Așa, uite, ce asta, ce-i cu ăsta, da, ce asta, că da. O sabie de ninja, îi place mult, sar jos pe aici, așa, sar, nu-i treabă. Pe aici, sar. Da, îi sabie de, no, băi, așa, pe aici, așa, vezi, găsești, vezi că, uite, aici, de la funduleț îi place asta, că e tare ascultă. Dai. Ce faină plăcut, mai adu-te sus și mai ia ceva. Ți-a plăcut, bă, ne ți-a plăcut. E plăcut, știi cum e, pe acolo curge colesterolul, știi că e prea gras. Aoleu. Tot avem colesterol. Nu mai puteam să fac asta. De ce nu vă faceți podul cum trebuie? Eu nu pot zic că cu bunica mea aveam așa mari tangențe grele, dar cu o bonă. Cu o bonă? A, ce-i plaja asta, cheie franceză, știi ce doare asta, mamă, când îți dai cu din asta în cap? Ce-ai folosit-o vreodată? Hai de mine, când îți dai din asta în cap, știi cu ce bine te simți. În cap îi place mult, îi place. Dar din partea cealaltă, că s-o blocat acolo. S-o blocat. A, vrea să ia medicamentele. A, vrea azi era acasă și ia medicamentele, dar nu poate că n-ajunge. Poftă mare! Tu trebuie și cheia franceză. Sar pe asta, sar pe asta, pe asta. Hai pe asta. Aici ai. Da, așa. Aaaa! Ai să sar pe asta și după aceea pe aia. Asta am vrut, asta am intenționat. Fugi! Nu, că ia medicamentele, uite-le-a. Nu poate să-și ia medicamentele. Ajută-o, dă-i cu ceva în cap. Stai să-mi văd pe aici cu ce pot să mai dau în cap. Flori, Granny, dă-te flori ție. Să văd pe aici cu ce mai pot să mai dau în cap, păi, dacă are ceva pe ce pe la birou. Aici să mergem sub sol ca să iei lucruri faine, că știi cum este. E lucruri faine. Oh, aceasta, o sticlă, o sticluță mică? Hai să o iau. Dă-i cu sticluța mică, îmi place mult sticluța mică, îi dai de misete. Așa, în cap îi place mult, în cap e cel mai bine. Așa, ține pe click să se încarce și să-l viteze. Și am adus, du-te a menghi în aia. Am dat una peste obraz. Scoate aia din funduleț, că doare, știi cum e vaccin. A, e perfect, sari pe asta. A, nu mai pot să plec acolo. Nu mai pot, am deșinat-o doar puțin. Du-te în subsol, nu pe aici era. Să văd dacă pot. Mai știi unde-i? Uite, ok aici. A, ia cheia. Hai că o iau. Așa, mă duc tu pe aici, pe subsol. Și să vedem pe unde. Pe aici? Da.
Oh, pe aici, ce chestii mai avem? Așa, după asta era. După asta, pe undeva? Partea stângă. A, uite aici. Și aici. Ce asta, așa? Ce este asta? Nu știu ce este. Wow, un șocan. Un ciocănel. Ai, de mine ceva nici cu șocanul. Un ciocănel. Ciocanul e mai fain. Ajută foarte mult la nas. De exemplu, circulă sângele când primește bunii un ciocan. Respiră mai bine. Nas. Ai, tu știi cum e? Deci, dacă are de viață de set, după nu o să mai aibă. Și dacă nu are, o să aibă. Ea vrea din partea asta. Uite, urcă-te pe ăsta, urcă-te pe ăsta. Dacă te poți urca pe ăsta. Așa, așa. De aici se dai ca să simtă bine. Știi cum este? La nas, da? De viață, da. Îndreptăm nasul. Oh. Cred că nu e. Mai are un lastu viață. Dai cu ceva rev de nea. Dai, fuge. Scheia franceză. Ah, n-ai sărit. Trebuie să sar pe ea. Ai de bine. Sar pe, frate, pe dar eu nu sunt bună la sărit. Sar, așa. Și dai nasele de mai. Stai să mă duc puțin mai de la distanță. Așa-i place cu avânt. Așa, dai. Stai că mi-e frică, mă urc pe chestia asta. Pe casa. Așa-i place, știi cum este? E bun. Așa, un lastu viață. Ține, îndreptăm năsucul. Fă-l lastu viață. Oh! Granny face nani. Eu de Granny face nani. Hai să vedem, du-te lângă ea pe Alex. Păi ai terminat, nu mai ne lasă. Nu ne mai lasă. Așa, eu zic că de suflat incredibil. Hai Cristina să-i faci masaj încă o dată la bunică. E și ea mică, îi place, știi? Îi place foarte mult masajul după gât, după gât, după mică. Ceafă. Așa. Nu prea mică. Așa vrea să simte ea. Așa la tine nimic, nu mă acoci. Bă, poate dacă copilul ăsta și-ar strânge hainele de pe tot, bunica sa n-ar mai lua o raznă. Da, după și, uite-te, chei, avem ce bună cheile, uite cheile, am văzut acolo, ok, nu am văzut cheile. Ăsta nu pot să-l iau. Nu, dar vezi unde găsești cheile, de sus poți să iei, dacă vrei să faci masaj lui bunii. Nu iau, uite acolo, ok. Păi, și încă una. Haide, iau. Și acolo sus cei. A, o vază dintre aia tipul biberon. Păi îi place și ei masajul, nu mai faci masaj, nu întâmpi cu Granny. Uite, bă, deci aș vrea să-l iau pe ăsta. Ia lui bunii. Ia lui bunii, dar poate dacă l-am luat eu nu-l mai găsește. Granny is trying to find her heart medication. După ce... Unde ești, bunii? După ce termin cu ăsta, poți să joci și cu bunii, știi? Poți să mă joc și cu bunii? Da, dar trebuie să câștigi și cu ăsta, știi cum e. Incredibil. De masaj la scalp, că ei îi place unde bunii. Stai, mă duc aici să iau niște chei. Uite aici o cheiță. Și încă o cheiță pe aici, nu e niciuna. Doar atâta. Bunii, unde ești? Păi masaj. Uite sticla asta ca să-ți iei tu medicamentele cu ea. Mi-e frică. Cât are? 90% din viață. Da. Ai, că e bun. Uite, okay, hai sumasă, să rămâi cheia. E sumasă cheia. Bunii, unde ai dispărut? E cheia sumasă. Știu, dar voiam să-i mai dau una. Bunii afară pe aici, așa, du-te după ea, că e cana, îi trebuie... Bunii, vrei un par cu apă? Ca să ai cine să-ți aducă pahar cu apă cap, la bătrânețe? La cap, ca să bea cu gura. La funduleț. Nu, că acolo nu doar e baza mare. Dar nu știu dacă nimeresc capul. 85%! Asta e șmecher. Mă, deci bunica ce asta... Ce încă, mă, ce se află în camera asta? Cred că acolo spre subsol. Bunica asta are medicamente peste tot. Ar trebui și ea să se pună într-un dulăpior. Medicamentele. A, vrei să mă duc sus? Nu te duc acum, să adun multe chei. 5 chei. Hai, poate iau o grenadă. Așa, dacă este. Îi place grenada. Uite, ok. Să nu desfaci asta, aia cu 3 grenada. Asta cu 3. Mare, asta mare. Și ok lângă. A, cocktail motor. Și cheia lângă, să iei ca tu mai întoși pe aici. E ok, nu, e ok în partea aia. Da. Așa, și încă una în partea asta. Și încă una? Da, uite acolo în colț. A, ce vede Felix cheile. S-ar jos. Deci lui Granny place foarte mult că e frig, nu știu, friguroasă, are friguri. Și... vezi pe aici, în față, pe aici, dar ai grijă. Da, nu cred că mai stă pe aici, pe afară. Granny's going out to pick flowers, afară, e că zice. Uite, plimbă-te așa pe după. Așa le arată unde adunea florile. Fii atentă că îți dă... Ce-ai făcut? Stai puțin, dacă cad pe astea, mă împiedic, tu vezi? Aha. Astea sunt flori de bunică. Flori de bunică. Astea sunt flori dintre astea cu răutate. Uite, încă o cheie. Încă o cheie. Caută baba! Bunny, unde ești? Cauți flori? Am eu aici o floare în vază. Uite, când trebuie să maxim, la față. Și dai! Bun, uite ce fain îi place, vezi ce fain îi place, că se încălzește, ca la teracotă. Ia ce fain. Încălzirea globală! Acum, în timp ce Granny se distrează, vezi ce mai găsești prin casă. Mă duc pe sus. Stai să mai văd puțin de sus cum arde în flăcări. Bunicuța, cea drăguța. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. O, are și lumânări, asta e romantică, frate. Romantică, dar singură. Alea și de parastas. De parastas? Hai să vedem, poate putem să o nimerim pe aici. Vreau să vezi sus. Eu vreau să văd cum explodează cu ghenada. Du-te și ia ghenada după ce... Dar n-am destule chei. Uite aici, stai că dau una. Ai 6 chei. Nu-i bine. Ți-am zis? Du-te jos. Cum n-ai destule chei? 3 chei stai pentru grenadă. Ce n-ai destule chei? Stai că mai aveam aici. Vreau să-i dau una de sus. Să văd dacă nimeresc. Da, numai de sus mi-am dat-o. Ai unde vrei tu? Bunny! Ține!
A, ce-i plăcut asta, a plăcut. Asta e plăcut incredibil de mult. Are. Deci du-te și jos în subsol și ia grenați, văd cum îți plăsează bunii cu grenada, dacă îi place foarte mult. Acum, ea vrea șoc. 6 chei am zis, hă? Păi nu vezi acolo. Pe unde, pe unde mă duc în subsol? Pe aici? că nu mai țin minte pe unde. Nu, de aici. Stai că mai am cu cheie. Am cu cheie. Era prin bucătărie pe acolo. În bucătărie? Deci ce frumos are femeia asta în casă. A, uite, 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 uite. Asta, asta, ia grenada, dacă îi place. Uite, cheia acolo, cheia acolo. Felix, am venit să iau cheia. Pe, dar du-te cheia, ce te-ai oprit? Tu, Cristina, du-te cheia și fugi. Stai să văd dacă poți să fug acum. Dar pe palenă, fugi, da, în față. Dar nu-i normal, ea n-ar putea. În asta, în spate, în spate, în spate, în spate. Hai, ia, de cheia, ce dă-n mine? Ia cheia, ce faci? Ia, de ce dă-n mine? Pe, du, de ce dai în ea? Dar de ce nu mă lasă să iau? Pentru că nu atingi. Nu, 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 acolo, nu, acolo, nu, acolo. Ce faci? În partea aia, acolo. În partea asta? Da, nu mai țin minte. Tu te-ai jucat. Nu, chiar nu mai țin minte dacă uite e cheia, dacă aici. A, uite pe aici. Uite ok. Trebuie să iau cheia. Dar, sincer, nu dacă îmi trebuie atâtea chei. Nu, că cu ce e dinamitele pentru bunii? Păi, dar asta nu era la subsol, Felix. Era sus la... Just, în pod. Du-te și nu te pune gamerul. Păi, bun, unde vrei să mă în stânga, duc pe aici? În față, pe acolo și în stânga. Te pui cu mine. A, vrei să zici a doua. Și să nu mai, să nu mai o încarci înainte. Încerc, încerc. Cum încerci, nu faci? Stai să văd dacă reușesc. Buni, unde ești? Am aici o grenadă. Îi place. Asta... Ah, ok. Păi, dar nu. Asta ajută la flori, buni. Ajută. Crească florile mai repede, că ți-ți plac florile. Nu, ajută. Yoga faci după ce prind din asta. Așa. Fii atent, dar fii atent de la distanță, de la distanță. Acum încarcă, 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 încarcă. Fii atent să nimerești. Acum de flori. Dei. Asta este. De ce n-ai dat? Pentru că nu eram sigură. Dar acum? Dacă crezi că nu mergi, da. Dă-i odată. Wow, ce-i-o plăcut yoga face bunii, uite și tu. Felix, dar grenada asta nu prea mult din viață. Ce? Păi da, poate nu i-ai dat la față. La față e cel mai bine masajul. Probabil, nu i-am dat-o de la... față. Auzi, dacă mergi în subsol acolo jos, erau mulcuri faine, știi, chei, șurubelnițe, ce-i place masajul. Stai că cu ceainicul nu i-am mai dat de mult, n-am mai but ceai de mult, s-o lovi singură la cap. Aaa, mititica. Să nu te la cap, la cap e cea mai mare viteză. Așa, uite ce-i place, 15 gazi în cap, deci, uite și cu aia așa, că n-aș știi cum-i pa... Bunii, vrei o vază? Bunii, vrei o cană cu apă? Stai să-și revină ca să... N-a lăsat-o să-și revină. Du-te în subsol! Mă duc în subsol? Că în subsol sunt lucrurile faine, știi, să ciocane, ce-i place lui bunii, știi? Hai că, uau, ce săritoare sunt! Lui bunii îi plac ce foarte mult chestiile astea, adică ea este într-un lucrurile noi. Hai să vedem aici. Ia și acolo, cuțâcii ăsta. A, aia ciocan. Ăsta e unul dintre preferatele ei. Da, deci la... Ăsta e ăla cu de viața de sept. Oameni ce-i place. Costă bată șnițelele. Costă bată șnițelele. Mare 31% viață. Să aibă unul numai până își ia pastila, știi cum îi crește. Energizante. Energizante. De-aia și le punem toată casa, ca să fie ușor. Uite o cheie acolo sus pe dulap. Da, stai să o găsești. A, uite. Bune, ce faci acolo perfect. Dă-i, încarcă să cad de acolo. Stai că asta cade singur. S-a lovit la când te-au văzut deja, au intrat în... Ia ciocanul, că îmi place mult cu ciocanul. Nu mă mai duc lângă femeie. Nu mă mai duc lângă femeie, ți-mi zic că... Nu mă mai duc. Ia cheia de sus atunci, fă obi. Hai să facem aici un obi. Dar nu credeam că și bunica face obi. Voi ați văzut? Că era acolo. Păi da, ok, ține să poți face obi. Dar nu cred că poți. Sari, poate de ce... Păi da, dacă n-ai sărit. Na, n-am putut. Du-te în subsol. Asta ce vrea? A, vrea să ude florile. Da. Du-te în subsol că mai erau chestii faine acolo în spate, știi, ce mai găsești, dar mai erau două uși. Mi-a plăcea să curentez și eu cu pistolul ăsta cu care... Când o să fii baba, când o să joci tu cu baba, atunci o să poți să curentezi și tu deținutul ăsta. Am 11%, Felix. Uite, poți să iau asta și cred că... Da, dacă groanii nu-i dai cu ceva bun, nu se simte bine, știi cum e, și pentru, nu știu, și pentru babușcă. Și acolo așa. Uite, când e de ninja, e preferata ei, știi? Cu asta se scobește între dinți. Da. Între dinții când îi punem borcan. Groani, ți-a rămas ceva printre dinți. Și asta unde o dai? De la năsuc, la fățucă? Da, vă și unde. Trebuie să nimerești, că dacă nu, să-ți dă cu spray. Groani, ce faci? Mai faci acolo? Își face curat în cameră, fi la etaj. Ok, gata, ai udat florile. Păi zic că Groani are grijă. Uite, are 49% viață și o... Bă, Felix, trebuia să mă duc când am zis eu că avea 11%. Trebuia. Încearcă să iese de la cap, îi place mai mult asta. Nu, asta îi place la funduleț. 21, vezi? E plăcut, am zis. Vezi? Hai, unde pot să mai duc să mai iau chestii? Aici la baie este ceva? Nu, doar perița de dinți și medicamente. Aici au ceva? Nu, frate! Du-te jos, sar de aici jos, sar. 51% și-o făcut. A, și ia din ăsta de pe aici. Auzi, dar ciocanul unde e? Ciocanul era pe jos, care ai dat în cap. Stai. Era pe aici, pe lângă scări, dar nu știu dacă mai este. Nu mai este, că dispare, uite, te vezi? Ok. Dispare, aici este ceva. Uite ciocanul! Unde-l? Uite-l! Ăsta! A. Nu-l vedeam. Hai să vedem dacă poate să
dacă putem să-i luăm mai multă viață. Bă, mi-e frică. Mi-e frică. Îi dai de dor în cap, îi dai și îi iei înapoi. Unde te-ai dus? Partea asta. Dai. Și ia ciocanul repede, ia ciocanul repede. Unde e? Că-l ține în mână. Nu știu unde e ciocanul. Du-te. Ia robot medicament, lasă-mă joc puțin. Ia, uite, Felix. Bune! Mai ai văzut ciocanul? Nu! Cocolicilor, puteam să o termin atunci la 11%, dar Felix a vrut să mă duc acolo să iau mai... Ai de capul meu! Ce șut ne-a tras! Groanii de Hagi. Bunica este fotbalistă! Groanii de Hagi, m-am prins să ghi. Ce joc nebun. Aici poate poți deschizi, Felix. Poți deschide, da. Așa, pigaia. Pigaia este instrumentul care o va face șnițel. Adică bunilu Cristina. Nu. Ce să fie bunii meu? You didn't kill grandmother. Bunii, eu supraviețuit. Eu cu siguranță aș fi făcut o șnițel. Dacă mai vreți să facem și partea 2, apăsați butonul de Cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!